Salutare toată lumea! Înainte să începem în episodul vreau să vă spun să vă uitați, vă rog, până la capăt pentru că o să aveți ce vedea. Bun, care este faza? După cum puteți vedea, noi am scăzut extrem de mult. Știți că acum câteva luni iară am fost 33, adică iară eram 33 în fiecare zi, maxim 40 și după aia ne-am ridicat iară la 90 și după aia asta iară am scăzut după cum puteți vedea la 30. Acum eu nu înțeleg ce se întâmplă cu tot cu totul, cu genul, am schimbat admin am schimbat helperii, acum mult mai multă lume se ocupă, este altă treabă. Ok, să înțeleg că este vară și că lumea este plecată, dar în genul ăsta nu se mai poate, deoarece sunt comunități uh, fantomă care peste noapte se populează. Deci ele au o săptămână de la deschidere și au peste 200 on. Uh, nu vreau să dau nume de comunități, dar cred că multă lume știe despre ce este vorba. Sunt comunități care au un gâmă de căcat și care se ridică extrem de mult, uh, care au gâmă bagged editat în proporție de 30% și se ridică cu 1000 de player, cred că deja v-ați dat seama despre ce server vorbim. Uh, serverele uh, cu gâmă bagged logică se ridică din ce în ce mai mult. Uh, au început deja multe servere să fie peste 100 care au gămă bagged. Uite, uitați că eu cu gama-ul meu am câteva chestii unice pe el și abia de pot să ridic 30-40 uh, de player. Bun, ce vreau să faceți voi este să-mi scrieți în comentarii ce ați vrea să vedeți pe NQ Gaming. Da, ce vreți să vedeți voi pe un server de SAMP ca să vă apucați sau să vă reapucați. Uh, pentru că vreau să readuc la viață incu Gaming-ul pentru că în stilul ăsta Nu se mai poate uh, Serverele care se dezvoltă peste noapte Deja uh, Se înmulțesc Și simt că trebuie să închidem serverul Dacă continuăm în stilul ăsta Deci vă rog să lăsați În comentarii ce ați vrea să vedeți Pe un server de Samp Ca să nu se închidă Sau ca să se dezvolte Ce credeți voi că ar trebui pe un server de Samp să nu știu, pula să aibă peste 150-200. Uh, da, vă aștept comentariile voastre și cam atât.